O femeie de 30 de ani s-a stins din viață brusc la doar două zile după ce se logodise în Anglia. Un băiețel de cinci ani va crește acum fără mama lui. Dorstii urma să împlinească 31 de ani, însă nimic nu a anunțat tragedia care avea să lovească familia. A luat pe toată lumea prin surprindere. Este foarte dificil, neașteptat, iar noi ca familie am spus mereu că niciun părinte nu ar trebui să îngroape vreodată un copil. Având vederea asta, este foarte dificil. Toți merg mai departe în felul lor, dar nimeni nu mai este ca înainte, a mărturisit fratele acesteia. Femeia din Anglia care lasă în urmă un fiu este descrisă de cei dragi ca fiind sociabilă și drept cineva care a iubit viața. Craig a mai spus că pentru familie Crăciunul a fost o perioadă dificilă, pentru că tânăra a murit pe 11 decembrie. Era o persoană aproape ireală, era foarte puternică, foarte hotărâtă și deschisă și iubea viața. Avea atât de mulți prieteni. Ea lucra ca îngrijitoare și a făcut asta de când îmi amintesc. Avea acea natură grijulie, era blândă și bună, dar era și puternică. Îi plăcea să fie acolo făcând diferite lucruri, era îndrăzneață și a mers mereu înainte, Indiferent de ce era, ea a continuat să meargă înainte. Era fata lui tata și îl iubea atât de mult. A iubit și a fost iubită de atât de mulți oameni, a mai spus Craig, potrivit Mirror. Un prieten de familie care încearcă acum să strângă bani pentru înmormântarea lui Kirsty spune că fiul de 5 ani al tinerei crede că mama lui este o stea pe cer. Are doar 5 ani și nu știe prea multe din ce s-a întâmplat. Știe că mama lui este o stea pe cer, că a plecat. Pare să fie ok, relatează observatornews.ro.